Doamnelor și domnilor, am revenit la Agricultura la Raport, discutăm despre problemele apicultorilor. Îl avem alături de noi prin telefon pe Ioan Fetea, președinte ACA. Bună seara! Bună seara! Domnul Fetea, discutăm despre problemele sectorului. Care sunt cele mai mari în viziunea dumneavoastră? Bună seara și invitațiilor dumneavoastră. Subscriu la ce zicea într-adevăr colegul apicultor din platou, la apelul la unitate. Alo! Alo, ne auzim? Da, vă aud. Vă rog. Ziceam că subscriu, bună seara tuturor, subscriu la ce zicea colegul apicultor legat de unitatea noastră, apicultorilor, a formelor asociative, pentru că în România sunt peste 300 de forme asociative și din acest punct de vedere, sigur că fiecare are punctul și părerile de vedere pe care le are, iar atunci când ne întâlnim la Ministerul Agriculturii, fiecare își promovează interesele. Era o vorbă, iertați-mă la român, zice, vorbim împreună și ne înțelegem separat, cam așa s-ar traduce, nu? Cam așa și din toată această neînțelegere a noastră sau lipsă de dialog a profitat întotdeauna factorul decident, ministerul și așa mai departe. A profitat în ce sens, domnul Fetea? Legat de problemele, legat de neînțelegerea noastră, pentru că la sfârșitul zilei nu ajungeam la nicio concluzie noi sau, mă rog, fiecare avea un vot acolo și nu se vota nimic, iar a doua zi apărea hotărârea pe care o lua ministerul sau, mă rog, organismul care ne invita la această dezbatere. Legat de probleme, cred că un pic s-a pornit pe o discuție greșită. În România nu materialul biologic sau fondul genetic este problema nici pentru mortalități, nici pentru nerealizările care sunt astăzi în apicultură. Sigur, mortalitățile, cum așa bine se sublinea și în studio, de fapt, au mai multe motive. Trebuie să ne gândim, sigur, și la neonicotinoide, trebuie să ne gândim și la schimbările climatice, trebuie să ne gândim și la nerespectarea tehnologiilor apicole, trebuie să ne gândim și la ceea ce înseamnă neefectuarea corectă a tratamentelor, pentru că noi toate analizele care le-am făcut la institut demonstrează... Vă rog frumos, eu nu sunt în studio, lăsați-mă să -mi termin ideea, că altfel nu vă aud. Există o distanță, o neconcordanță între ceea ce discutați dumneavoastră și primesc foarte târziu semnalul. În regulă, domnul Fetea. Deci problemele astea toate concură la această mortalitate și, într-adevăr, eu am fost în această iarnă la conferințe apicole în vreo 16 județe, mai am vreo 8 încă până la congresul nostru care îl avem la sfârșitul lunii martie și sunt județe care au probleme de mortalități chiar de 20-25% sau poate chiar mai mult, dar fără o cauză și fără o dovadă a acestor mortalități. Nu aș vrea să evit nici faptul că nerespectarea tehnologiilor de creștere și mă refer aici la hrănirile din toamnă, pentru că venim după un an apicol 2016, compromis total din punct de vedere al culesului, al lipsei de polen în toamnă. Nu intrăm acum în detalii de biologie și așa mai departe, cu corpul gras, cu celelalte probleme de iernare, dar această supraalimentare a familiilor de albine cu tot felul de siropuri, de ingredienți, de biostimulatori, sigur că afectează și capacitatea și imunitatea familiilor de albine. Toți acești factori concură și nu problema rasei este problema în România. Printre alte probleme, eu cred că o problemă foarte importantă și care, sigur, noi am ridicat-o în Parlament, era această modificare care este acum la Camera Deputaților pe site, a venit și la propunerea noastră încă de vreo 2-3 ani de zile, încerc împreună și cu alte forme asociative din Europa, cu Apimondia, să găsim o soluție, să modificăm acea directivă 2001 a Parlamentului European care permite amestecul de miere în Europa, amestec miere UE, non-UE sau UE și non-UE. Există o presiune deosebit de mare asupra producției de miere, asupra vânzării, a comerțului produsului mierii. Sigur, am avut noroc anul trecut în ghilimele că nu s-a făcut prea multă miere și din acest punct de vedere nu au fost presiuni mari din partea apicultorilor. Eu pot să vă spun că noi nu am exportat nici 2% unitatea noastră din ceea ce exportam într-un an normal, pentru că în Europa au pătruns cantități mari. Europa produce 2500 de tone, consumă cam 250.000 de tone, consumă cam 450.000 de tone, din care 100.000 de tone vin din China. Există o mare presiune astăzi și asupra pieței românești și datorită
intrării pe piața europeană a mierii din Ucraina, o țară care produce până la 80-70 de mii de tone și are libertate acum să intre pe piața europeană, chiar în România, se aduce la prețuri de dumping, prețuri care sunt mult sub prețurile de cost ale mierii românești. Din acest punct de vedere vom intra într-un faliment în câțiva ani de zile, dacă nu vom reuși să ne protejăm această producție și vânzarea în mod deosebit, pentru că a scăzut exportul, consumul intern este foarte redus în România, suntem între ultimele două țări din Europa la consumul de miere și cred că asta este una dintre cele mai mari provocări care ar trebui să fie rezolvată astăzi în Parlamentul României. Prin introducerea de taxe vamale, cel puțin la mierea care vine din spațiu extracomunitar și interzicerea acestei echipajări. Adică consumatorul de miere din România astăzi este mințit practic, pentru că pe borcan scrie miere UE sau miere UE non-UE sau miere UE și nu scrie niciun procent, nu scrie nici țara de origine în general. Ori consumatorul nu poate să deceleze ce consumă și nu poate să aprecieze o calitate comparativ cu altă calitate, cu altă țară. Și ar fi bine dacă într-un borcan ar fi doar o miere dintr-o țară, încât clientul să poată hotărâi dacă vrea miere din China, din Ucraina, din România și așa mai departe. Poate că și asta e un motiv pentru care în România consumul de miere este atât de scăzut, pentru că în România, din păcate, cei care consumă miere sunt oameni în vârstă sau familiile cumpără pentru copii. Ori dacă ne bate în joc și de aceste două categorii de consumatori, sigur că credibilitatea noastră va scădea foarte mult. Sunt multe, multe alte... Domnul Fetea, mă iertați că trebuie să vă întrerup. Uitați, domnul Guțescu, apicultor, dorește să intre în dialog cu dumneavoastră. Vă rog, vă rog, vă rog. Vă salut, domnul Fetea, mă auziți, da? Bună seara, da. Perfect, de acord cu tot ce spuneți dumneavoastră. Este o problemă reală și în ritmul acesta al prețului mierii la colectare e clar că lucrurile nu au cum să funcționeze. La fel cu ceea ce spuneți în privința cupajării și cred că știți mai bine decât mine, sunteți mult mai în temă, că deja este în curs de modificare sau de reglementare problema aceasta. Din câte știu că noi am propus-o. Asta spuneam la început. Noi am propus-o. Perfect. Perfect. Perfect de acord cu dumneavoastră. Ceea ce, ca și rugăminte către dumneavoastră, tot suntem pe aceeași lungime de undă în ceea ce înseamnă necesitatea creierii de unitate reală, nu doar afirmată în domeniul acesta. Vin cu o propunere către dumneavoastră în care să stabilim o întâlnire astfel încât mai mulți reprezentanții apicultori, să spunem, care au oarecare notorietate, să vină cu planul de acțiune pe care îl pot propune și să mergem în fața autorităților împreună cu o propunere comună. Da, sunt total de acord cu ideea dumneavoastră și să știți că noi am avut încă o inițiativă de a face chiar o organizație interprofesională pe produse, așa renumită OIPA. Și sigur, atunci când am inițiat această activitate sau am avut inițiativa, s-au înscris câteva asociații, ulterior s-au retras. Am avut de asemenea o inițiativă și ne-am întâlnit la institutul nostru în sala mare de consiliu. Au fost vreo 40 de forme asociative. Când discutam în vara anul trecut, când au apărut discuțiile prima dată sau spre toamnă despre programul național apicol, am căzut de acord toți pe un principiu, mergem acolo la minister, nu mai mergem 40, mergem 5-6, vorbește unul sau doi și bineînțeles a doua zi când a fost la minister, am fost vreo 30 și au început să vorbească fiecare pe limba lui și nu ne-am mai înțeles. Eu vă rog frumos pe dumneavoastră ca să nu se ocupe tot ACA, că și așa toată lumea acuză ACA de multe rele, dar nu asta e problema în seara asta. Eu zic să vă ocupați dumneavoastră sau oricare. Eu pun la dispoziție sala noastră de ședință, dăm și eu dau anunțuri la toate formele asociative pe care le am eu pe mail 20-25, să invităm să stăm de vorbă cu toate problemele. Într-adevăr, asta ar fi cea mai bună soluție, pentru că eu am ridicat la minister problema cu reprezentativitatea de vreo 7 ani. Domnilor, haideți să nu mai venim câte, pentru că așa era invitația stimaților reprezentanți, veniți cât mai mulți. Și dacă mergeam cât mai mulți, nu ne mai înțelegeam persoană cu persoană acolo. Din punctul ăsta de vedere, subscriu total și
pun la dispoziție toată baza logistică a asociației încât să putem să ne întâlnim și să facem puncte de vedere comune, pentru că numai așa va avea de câștigat apicultura și apicultorul. Domnul Fetea, mulțumesc mult de tot pentru intervenția dumneavoastră în cadrul agriculturii la raport. O seară bună. Seară bună și dumneavoastră, numai bine. Domnilor, iată că se poate prin dialog, reușiți să comunicați și să ajungeți la un numitor comun până la urmă și să deveniți așa o voce unitară. Asta ar fi ideal dacă s-ar și pune în practică în perioada imediat următoare. Domnul Ghinea, dacă îmi permiteți și dacă lucrurile se concretizează, faceți, aveți agricultura la raport, faceți și apicultura la raport, că văd că a fost nevoie de o emisiune ca să putem să ne spunem lucrurile acestea. Deci e nevoie de o mai bună comunicare. Dacă îmi permiteți, o să revin pentru că știu că ne apropiem, adică spațiul e destul de limitat al emisiunii. O oră e foarte puțin pentru a detalia toate problemele din sector. Prețul mierii este o altă problemă, cea care a fost ridicată, da? Unele dintre propuneri, la fel mi s-au părut nefezabile în sensul în care, așa cum România a fost în postura în care i-a convenit când a intrat în Uniunea Europeană, având costuri mai mici și putând avea un preț concurențial superior, să spunem, piețelor externe, în aceeași postură ne aflăm și noi acum, pentru că sunt mai multe surse de unde vin miere, însă ce trebuie să înțelegem că soluția este de rentabilizare a activității apicole, să facem lucruri concrete, pentru că dacă pe piețele non-UE putem face lucrul acesta, e adevărat că proiectul de lege sau propunerea de lege este excelentă în sensul în care consumatorul trebuie informat. Nu e o problemă că vine miere din afara UE sau din altă țară. Da, dar până la urmă, iertați-mă, el trebuie să știe. Să știe și aici mă refer în primul rând la calitate. Să comparăm două produse de aceeași calitate, adică, cum să spunem, popor, mere cu mere, că tot vorbim de miere și să facem așa și un joc de cuvinte. Să nu comparăm o miere de mai bine proastă aici calitate, că până la urmă, iartă-mă, Tudor, telespectatorul, consumatorul, omul e destul de sărac și alege și în funcție de preț. Prețul de cele mai multe ori îl deruptează. Omul se gândește miere și asta, miere și asta, păi eu iau pe asta că e mai ieftină. Dar etichetele, dacă le-ar citi, corect, dacă le-ar studia cu atenție și dacă etichetele astea ar conține informații necesare, atunci omul poate că ar ști să cumpere în cunoștință de cauză și nu s-ar mai lăsa păcălit și indus în eroare de o etichetă colorată pe care scrie miere și pe dreapta, miere și pe stânga, atunci cum să aleg, cum să fac diferența? În funcție de preț. De acord cu dumneavoastră și cu riscul de a părea avocatul diavolului, pentru că susțin un punct de vedere poate neplăcut colegilor, vin cu următoarele propuneri concrete. În loc să ne gândim că am putea să, nu vorbesc aici de mierea non-UE, că am putea să limităm cumva importurile UE, ceea ce este greu de făcut, știm cu toții care este legislația europeană, haideți să facem următorul lucru, să informăm consumatorii printr-o campanie la care să aderăm toți despre ceea ce spuneați dumneavoastră. Eticheta este un instrument, dar cred că știm cu toții că nu toată lumea citește etichetele atunci când achiziționează. Sunt foarte mult. Da, ne întoarcem din nou la informație. Sunt pe fonduri europene bani pentru așa ceva. Corect, exact. Asta este. Deci dar eu aici intervine o problemă a sectorului. E valabilă și la dânsii, e valabilă și la noi în agricultură. Te obligă să devii fiscabil. Aici e mare problemă. Știm foarte bine că venim de la firul ierbii. Nu toți avem producțiile fiscalizate. Cerem acel euro. Mie îmi plăcea cum colegul apicultor, domnul Bratu, spunea de acel euro. Dar acel euro vine de la consumator. Acel consumator e plătitor de taxe. Și atunci se dorește un bisens. De fapt, e finalitatea tuturor business-urilor. Exact. E consumator. Consumatorul, sigur, pentru că el este cel care stabilește dacă un business merge sau nu într-o economie de piață. Avem calitate, avem preț, dar mi-a plăcut, cum a spus colegul, trebuie să ne mai uităm și la partea de productivitate. Bine, când întotdeauna spunem, domnule, nu putem cu atâta să producem. De ce alții pot? Haideți să vă dau un exemplu. Îmi permite? Dacă da, și aș vrea să ne răspundă și domnul Bratu, pentru că îl avem din nou la telefon la aceeași întrebare. Domnul Bratu, ne auziți? Da, vă aud, dar n-am reținut întrebarea. Am revenit la dumneavoastră. L-ați ascultat pe domnul Fetea? L-ați auzit? Da, l-am ascultat. Sunteți de acord cu dânsul? M-a făcut fericit în seara aceasta.
și impun toată încrederea că ceea ce a afirmat n-a fost doar de complezență și că acele ședințe consultative sub egida căruia a afirmat că se poate întâmpla, să se chiar întâmple în cel mai scurt timp, asta probabil cel mai repede până să ajungem să intrăm în sezon. În mai puțin de o lună de zile, apicultorii o să intre în sezon. Cu siguranță nu se va mai întâmpla ședințe în care apicultorii să participe așa cu tragere de inimă. Acum, referitor la ce ați întrebat când am întrebat despre ce era vorba. Vorbeam dacă și apicultorii români pot produce miere de calitate la prețuri rezonabile. Îmi ridicați un pic mingea la fileu și nu vreau, pentru că astăzi am mers într-o anumită turnură discuția. Eu am vrut să devin un pic mai specific pe anumite problematici, dar am simțit că lucrurile se pot desensibiliza și atunci să se păstreze trendul acesta frumos. Dar productivitatea este legată de selecție. Sunt de acord cu domnul Fetea că pierderile nu au legătură directă cu rasa, dar are legătură directă cu selecția și cu ameliorarea. Deci când vorbim despre productivitate, totuși vorbim despre selecție, despre selecția materialului biologic cu care noi lucrăm. Dincolo e adevărat de toate acei factori pe care noi nu-i putem controla, sau unele care ne sunt impuse, dar la ceea ce putem lucra, la ceea ce mai putem încă șurubări, de fapt asta este dorința noastră și a mea, a lui Radu și a altora care subscriu la ideile acestea, că trebuie totuși să de fapt este o pledare pentru trecerea la fapte în ceea ce înseamnă adoptarea de programe genetice coerente și realiste, de testări reale, de reproducție dirijată pe linii materne și paterne, asta pentru a putea deveni competitivi sau pentru a putea deveni mai performanți. Pentru că totuși baza noastră meliferă, comparativ cu celorlalte țări, încă ne poate conferi un mare avantaj pe care în general nu-l putem potența la adevărata valoare, că din punctul nostru de vedere, și asta vă poate mărturisi apicultorii, așa la nivelul stupinelor lor, ar putea să potențeze mai mult, dar nu avem un program adevărat de selecție. Și prin asta, să știți, nu vreau să fac atingere nici nimănui. Deci este doar un strigăt către eter, fără a bate spre nimenea, fără a ținti spre nimenea, mai ales că domnul Fetea în seara aceasta a fost foarte pedant și aș vrea să-i întorc la fel atitudinea. Am înțeles, domnul Bratu. Mulțumesc mult de tot pentru prezență. Când timpul vă permite, vă aștept aici în studio Agro TV să dezbatem problemele apiculturii. Mulțumesc mult de tot. Seară bună, numai bine. Domnilor, ușor ne îndreptăm către finalul emisiunii și aș vrea să tragem câte o concluzie înainte de a le mulțumi invitaților și telespectatorilor în același timp. Tudor. Sunt multe de spus. Sectorul apicol este un sector important și nu trebuie să uităm că chiar Albert Einstein a spus că fără albine, în 3-4 ani, omenirea dispărea. Deci trebuie să avem grijă de polenizatori, mai ales că e o problemă gravă la nivel mondial. Deci nu se confruntă doar România, care folosește, să spunem, neonicotinoide. Problema de populării și pierderilor masive de efective se întâmplă în toată lumea. Pe partea cealaltă trebuie umblat un pic și la ceea ce fac apicultorii. De exemplu, stupul Stas model ACA, care avea 3 cm pereții lateral și 6 cm fundul, era de o calitate, să spunem, foarte bună și asigura condiții de iarnare deosebite și chiar și pe timpul verii. Un anumit raportul termic de schimb termic foarte bun. Acum se folosește tot felul de stup, inclusiv OSB-ul și așa mai departe, care sunt total nerecomandați din ce am discutat eu de-a lungul vremii cu foarte mulți fermieri. Din ce cauză se folosesc? Pentru faptul pentru că e mai ieftin, bineînțeles. Chiar și de spumă de zăpadă artificială să fac stupe. Acum s-a găsit tot felul de modalități. Da.
Pe lângă treaba asta trebuie avut grijă de hrana albinelor. Perdelele forestiere, plantarea de facelia, de lucernă, de și așa mai departe, faptul că înverzirea, zona de interes ecologic este foarte binevenită, faptul că obligă fermierii ca 5% din suprafața cultivată să aibă o zonă de interes ecologic, am înțeles că va crește la 7%, ceea ce e și mai îmbucurător pentru albinari. Pe partea cealaltă, cel puțin la Floarea Soarelui, care creează o miere cu lecitină, foarte bună pentru elevi, ar trebui să se încurajeze. Da, da, mai ales copii, ar trebui încuraja consumul mierii în școli, la fel cum în alte state din Uniunea Europeană și din Statele Unite chiar, inclusiv McDonald's sau alte... Fără firme, te rog. Da, bine, mă rog, nu m-am gândit. Fast food-uri, așa. E obligă să aibă miere în loc de zahăr pentru produsele consumate acolo. E o cantitate importantă. Sunt măsuri care nu costă bani. Și încă ceva, să nu se mai scoale de la masă, să plece în momentul în care s-a apucat să negocieze. Să știți că negocierile sunt grele și trebuie să stea toată lumea la masă până la capăt. Și când se va face limpezire, eu vreau chiar și în asociațiile fermierilor să facă limpezirea asta. M-am gândit foarte mult la taxa de asociere pe care ne-a prezentat-o prima dată și Arno Păran de la Asociația Producătorilor de Pomi în România. Acum Emil Dumitru de la ProAgro are un draft de lege la care lucrează și am venit și eu câteva idei, nu știu cât de bune au fost sau nu au fost bune. Important e că acea taxă de asociere ar putea să facă limpezire și la voi în apicultură. Adică, în momentul în care ești obligat, deci ți se reține o contribuție obligatorie, pe care ești obligat după aceea voluntar, o direcționezi către o asociație care ai interesul să te reprezinte. Atunci se va limpezi. Vom vedea care asociație are mai mulți reprezentanți, în așa fel încât să putem să alegem partenerul de dialog. Partenerul de dialog care are, cu adevărat, în spatele lui fermierii, apicultorii și așa mai departe. Părerea mea sinceră. Domnul Vișu Iliescu. Este bună varianta pe care dumneavoastră... Da, contribuția voluntară obligatorie se numește în Franța, dar și nu mai în Franța. Trebuie să fim realiști. În ziua de astăzi în România, cum îi ceri unui producător, că e apicultor, că e fermier, o taxă, deja reticență. Nu, asta va fi reținută direct din ceea ce ți se convine, așa se întâmplă și în Franța și în altă părți. Deci în momentul în care, de exemplu, iei subvenția, da, ți se reține cei 50 de cenți. Știți foarte bine că aici a fost o discuție vis-a-vis de înființările acelor fonduri mutuale. Se punea problema cesionării a 1 euro pentru fiecare hectar. Și niciun fermier, nici cel care a avut 5.000 de hectare, nici ăla care a avut 2 hectare, nu a fost dispus să dea acel euro, drept pentru care s-au pierdut acelei... Da, dar eu dacă aș fi stat, nu le-aș mai da niciun leu de spăgubiri. Bă, dacă nu vreți să faceți fond mutual, nu vă mai dau niciun leu de spăgubiri, pentru că voi n-aveți nevoie de spăgubiri. Corect. Așa cum domnul Daia a spus de curând, domne, nu veniți să depuneți cerere până pe 15 mai, înseamnă că nu aveți nevoie de subvenții. Hai să ne civilizăm, să ne aducem și noi contribuția ca cetățeni, ca fermieri, ca jurnaliști și așa mai departe, să începem să venim în întâmpinarea legii. Nu să așteptăm să dea legea noi cu nu, ceva. Să nu așteptăm întotdeauna să ni se dea. Exact cum a zis Kennedy, înainte să oferi și apoi să ceri. Înapoi. Cred că ușor, ușor și agricultorii se vor educa în sensul ăsta. Să știți că educarea nu s-a făcut niciun de... Nu, în timp. În timp și prin constrângere. Exact. Domnul Guțescu, nu vreau să vă constrâng, dar vreau să trageți o concluzie la finalul dezbaterii noastre. Vin cu un mesaj către colegii mei, pentru că știu că sunt foarte mulți, repet, care se uită la emisiune. Și mesajul meu este cel cu care am început. Cred că este momentul să trecem de la vorbe la fapte și în momentul în care fiecare dintre noi va putea să răspundă concret la întrebarea ce a făcut când afirmă că vrea binele unui anumit domeniu, repet, doar enunțarea unor lozinci, fără a face nimic concret în sensul acesta,
nu ne ajută cu absolut nimic. Apoi, și cu asta închei, pentru că îmi dau seama că timpul este foarte, foarte scurt, este foarte bine că într-un domeniu există păreri divergente. În apicultură, cred că sunt mai multe decât oriunde. Dar să fie și constructive. Ce vreau să spun, este extraordinar că există aceste dezbateri și aceste discuții în lumea apicolă, dar în momentul în care ne prezentăm în fața autorităților sau în mediile în care, să zicem că sunt 100 de lucruri care se bat cap în cap, sigur găsim și 3 comune. Haideți să le rezolvăm pe cele 3 comune, să le lăsăm pe celelalte 97 și să ne certăm în continuare în interiorul domeniului, dar să nu mai facem lucrul acesta. Și nu neglijați, vă rog, acea idee de constituire a OIPA pe nu sectorul okay. apicol. Este păcat, este un element prin care aduceți alături toți producătorii apicoli. De ce? Se dau pe acele proiecte europene, dacă ești prin OIPA, ai un punctaj suplimentar. Este păcat să-l pierdeți. Este o formă de asociere. Corect. Prin constrângere, exact cum zicea domnilor, Dumine. Vă mulțumesc mult de tot. Noi mulțumim. A fost o reală plăcere să vă am ca și invitați. Le mulțumesc și celor de acasă, le dau întâlnire mâine seară la o nouă ediție a emisiunii Agricultura la raport. Dacă este marți, discutăm despre accesarea fondurilor europene. Până atunci, seară bună, numai bine, rămâneți alături de AgroTV.